Bine, bine, bine. Neața, 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 Dragoș. Vă invit aici. Mulțumim pentru invitație. Ce faceți? Cum sunteți? Mai suntem. Suntem, asta e important. Adică asta e foarte important că suntem. Am venit la voi prima oară, sperăm că în ultima. Adică sperăm sigur, că să ne mai invitați totuși cândva cum în viața asta. Păi cu așa piese, cum nu știu, să nu vă nu știu în ce parte să mă uit. La în ambele părți, cum adică? Unul okay. Într-o parte, unul într-o parte, facem da. Așa. Exact. Hai să facem așa. Hai să te uiți tu direct la mine, pentru că am o întrebare. Vreau să zic, uite-mă. Mă vezi, am intrat pe site-ul tău, am descărcat dieta de acolo. N-am prea reușit să o țin, că mi s-a părut că are prea multe lichide, ca să spun așa. Păi ar trebui să încerci și dieta 2 sau dieta de bodybuilding, care este special făcută pentru bărbați. Și sfatul meu, din ce am văzut de la soțul meu, care este un exemplu viu că se poate orice fără suplimente de alea false, este că ai nevoie să pui masă musculară ca să scapi de situație. De situație? Da, da. Ai trecut prin foarte multe transformări, da. Ai slăbit foarte mult, după m-am îngrășat, te-ai îngrășat mult, da. Și acum ai mai slăbit încă o dată. Încă o dată, da, și sper câte să fie kilograme? Ultima. Prima oară am slăbit 52 de kilograme, pentru că aveam 121 și am ajuns la 57. Și apoi de la 104 în primă fază am slăbit la 75, unde am stat ceva timp cu prima dietă, iar acum mă situez undeva între 57 și 60, adică că fluctuez ca orice om. Mai am zile în care mănânc și mă îngraș, automat, e normal. Pentru că noi grașii, pentru că încă mă situez mental la situația aia, încă ne mai găsim fericirea și bucuria în mâncare. Și atunci, normal că eu încă mai am tendința asta de a mânca compulsiv, chestii care nu este neapărat rău dacă ai avea o limită. Adică dacă ar fi, știi, dar e încă o chestie care trebuie să mă lupt toată viața, să am grijă, știi? Adică e o chestie pe care nu o fac voluntar. E ca un labirint, cum zice și piesa voastră. E ca un labirint. Dragoș și Oana, cum s-a întâmplat colaborarea asta? Păi, cum s-a întâmplat? Avem o prietenă comună, Raisa, pe care o pupăm. Raisa, pe care o știm și noi? Cred că da. Cântăreață, nu? Nu. Dar ar putea să fie. Ar putea să fie super talentată și super deșteaptă și super frumoasă. Așa, ea v-a pus în legătură? Cumva mi-a zis că are un prieten care este super talentat. Eu în momentul ăla nu mai voiam să fac muzică pentru România, pentru că mi se părea că nu îmi găsesc exact, bine, încă mi se pare, nu găsesc exact locul ăla în care pot să strălucesc eu și să dau tot ce am mai bun. Încă mă caut și încă vreau să găsesc zona în care pot să fiu exact unde cred eu că ar trebui să fiu. Și am zis, bă, nu cred că mai fac muzică pentru România, nu știu ce să fac, nu știu ce să lansez. Am fost și în proiectul ăla zilnic implicată cu hainele și da, mă duceam non-stop acolo. Dacă nu eram la cumpărături, deja am intrat deloc în studio. Și am zis, bă, hai că-i dau o șansă unui om care, ok, poate nu sunt eu șansa, marea șansa lui, dar poate prin mine îi se vor deschide alte uși. Și așa am ajuns să colaborăm. Și îți mulțumesc foarte mult. Și pentru cei 500.000 de euro pe care mi-a dat. Era o glumă. Pe puțin. Păi da, asta voiam să zic și eu, la 500.000 de euro, cum colaborarea se năștea oricum. Dar cum ai descoperit pasiunea pentru muzică? Wow, pentru că nu știm, adică te-am googăluit, îți dai seama, și am găsit pe contul tău de Instagram și cel de Facebook și câteva știruțe, dar n-am găsit efectiv povestea ta. Da, povestea mea. Sunt din Vaslui, am 20 de ani și de mic... Când? De mic, da, efectiv de mic. Iar prin clasa 8-a am zis că vreau să merg la canto. Ai mei n-au fost de acord pentru că voiau să studiez medicină, să pun mai multă bază pe carte, cum s-ar spune. Așa. Și am plecat singur de acasă, m-am dus la proful de canto la Palatul Copiilor din Vaslui. Ai plecat cu ghiozdanul singur în spate? Da, nu m-am dus la școală în ziua respectivă. Serios? Da. Și... Deci ai fugit de acasă, practic. N-am fugit de acasă, am fugit de la școală. Și ai anunțat când ai ajuns în București? Poftim? Nu, că în Vaslui a fost la... În Vaslui, la Palatul Copiilor, acolo am mers. Am înțeles că cel din București. N-a fost așa de periculos. Da. Și știu că o anunțase doamna dirigintă pe mama, Dragoș, de ce n-a venit la școală astăzi? Păi cum n-a venit la școală? Păi n-a venit și seara când m-am anunțat acasă, păi știi că am vorbit eu cu profesoara de istorie și mi-a propus să mă duc la Palatul Copiilor să merg la canto. Ceea ce nu era adevărat, bineînțeles, dar am făcut să-mi o povestioară în cap ca să... Și după asta, bineînțeles, a fost de acord la rugămintele mele. Și am continuat, am mers la diverse concursuri. Și ai ajuns în București până la Oana, nu? Da, am ajuns în București pentru că sunt și student. La drept. La drept european și internațional.
A intrat pe domeniul meu, cum să spun eu, dreptul l-am terminat. Unde e student? La Nicolae Titulescu. La Nina am făcut la UB. Bun, ce an? Acum sunt în anul 2 și anul 3, pentru că în primul an am avut media peste 8 și am posibilitatea de a studia 2. Nu mai sunt repede, nu tău, cred. Alții rămân repetenți câte 2 ani, da? Și voiam să te întreb, Oana, și pe tine. Am văzut că și te-ai și căsătorit recent. Da, în august s-a întâmplat. Să fie de bine casă mulțumesc, de piatră. Mulțumesc, m-a întrebat cineva la o altă emisiune. Am văzut că te-ai căsătorit și am zis, da, anul trecut. Dar de fapt m-am căsătorit anul ăsta, știți, în august. Și acum zis, da, două anul luni, trecut. Nu? Da, în august. No. Acum două luni înseamnă, nu? Da. Avem și imagini pregătite acum pe ecran. Poți să ne zici puțin așa despre experiența? Că a venit parcă foarte rapid, nu se aștepta nimeni. S-a întâmplat foarte repede, pentru că eu consider că nu ai nevoie nici de explicații, nici de motive când îți întâlnești jumătatea vieții. Și pentru mine Cătălin chiar este dragostea vieții mele și este bărbatul care chiar vreau să-mi trăiesc și să-mi petrec tot restul vieții. Asta pentru că mă completează perfect. Este un om minunat, ambițios, muncește cot la cot cu mine. Ce să vă zic? Da, ne certăm foarte tare din cauza mâncării, pentru că e adevărul și nu mă ascund, pentru că eu am încă probleme cu treaba asta, el duce un stil de viață extrem de sănătos și cumva aici avem... De aici pleacă discuții noastre, deci nu-ți imagina că de la altceva. Din grijă pentru tine, din grijă, el are grijă extremă și chiar asta spuneam pe story de dimineață, că dragostea se vede în lucrurile mici, pentru că este foarte atent la detalii de-astea la care cred că nici, nu știu, poate doar mama ar putea fi atentă, nu știu, este un bărbat minunat și cu siguranță le doresc tuturor femeilor și nu o spun acum că sunt eu îndrăgostită și văd totul numai lapte și miere, pentru că nu este totul lapte și miere, avem și noi discuții și ca în orice familie, dar le doresc tuturor femeilor un Cătălin. După cât timp v-ați căsătorit? După cât timp de relație? Noi practic am început relația undeva în decembrie, la sfârșit 2019, și nici după un an de zile. Bine, noi ne cunoaștem deja de vreo 10 ani. El a fost practic unul dintre cei mai apropiați prieteni ai mei. Prima dată am slăbit tot datorită lui. O chestie total întâmplătoare a vieții, ca să vedeți cum se întâmplă lucrurile. Și ce să zic... Exact cum ai spus și tu, când e să fie, te hotărăști repede. Da, plus că eu am trecut prin niște situații ale vieții nu tocmai fericite, care mi-au demonstrat că viața este scurtă și că noi de ce să stai undeva unde nu ți-e bine. Am făcut de multe ori greșeala asta și pur și simplu când am simțit că sunt foarte fericită, nu am mai ținut cont de absolut nicio părere și am spus-o tare, pentru că eu chiar cred că merit să fiu fericită, cum de fapt toți merităm să fim fericiți. Să fim fericiți așa. Așa că... Cum e Oana soția? S-a schimbat un... Vreți Oana... să vă zic? Da, Oana soția. Da. Bine, vă zic. Yeah. Oana soția. Este... Mă trezesc dimineața, deschid laptopul și telefonul pentru că fac foarte multe lucruri. Mănânc micul dejun pe care îl pregătește soțul meu de seara, pentru că el fiind sportiv își pregătește mesele și evident că și eu mă înfrupt din bunătățile pe care el le pregătește. Asta. Dacă vreți să știți dacă gătesc, nu gătesc, e bine, eu mă ocup de curățenie, de curățenie pe care de foarte multe ori o fac pe repede înainte, pentru că trebuie să plec la emisiuni sau chestii. Dar o fac. Sau de foarte multe ori o fac în super în detaliu. Practic, da, eu mă ocup de curățenie și Cătălin se ocupă de bucătărie. Deci asta faceți. Sunt eu ca soție. Enervantă, cicălitoare, chestii detalii, de genul ăsta. Oana, detalii. Nu se zic asta. Detalii. Dar sunt o fată drăguță. Mulțumim din tot sufletul că ați trecut pe la noi. Noi vă mulțumim că ne-ați invitat. Felicitări pentru piesă, pentru Labirint. Și mulțumim vă așteptăm mult. Și cu piesele următoare, cu muzică fresh. Dar tu faci sport. Da. Se vede. Da. N-ați putea spune asta și despre mine, ba la da, mine nu se să vede. Spun, dar... Că sunt sportiv, dar în mintea mea întotdeauna am fost sportiv. Doamne, se vede că faci sport. De cât timp faci? De mult timp. În gând de mult timp.